E chi è 3 anni? Un cu 3 anni. Ce le viori? Ce le Marianne? Acum. Îi spune Vinciu Gabriel. Mama Eva. Cum vă numiți? Primăria orașului Șimleu Silvaniei a organizat joi, 10 aprilie, o nouă festivitate de înmânare de diplome de recunoștință și premii în bani unei noi serii de cupluri aflate la un semicentenar de conviețuire. Diplomele și premiile au fost înmânate de către primarul Septimiu Țurcaș, care a felicitat pentru marele și respectabilul merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții împreună timp de 50 de ani. Le-a urat multă sănătate, lumina învierii să vă pătrundă în casă, să aveți alături de dumneavoastră oameni dragi pe care îi meritați, să aveți aproape copiii, nepoții și pe toți cei pe care îi doriți. Manifestarea s-a încheiat cu un program artistic susținut de Clubul Elevilor din Șimleu Silvaniei și o masă în cinstea celor premiați. Pentru dumneavoastră, Diana Tăieru. Să rămână, domnilor, bună ziua, domnilor! Una dintre zilele în care suntem foarte emoționați și cu siguranță, probabil, dumneavoastră sunteți și mai emoționați, este ziua în care noi, ca și reprezentanții ai comunității șimleoane, ca reprezentanții ai dumneavoastră, sărbătorim pe oamenii care au reușit cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul vieții ordonate pe care au avut-o, să treacă, să pășească la nunta de aur, respectiv să reușească să stea 50 de ani împreună. Să aveți parte de multă sănătate, pentru că vin sărbătorile pascale, lumina învierii să vă pătrundă în casă, în suflete, să aveți alături de dumneavoastră oameni dragi pe care îi meritați, să aveți alături de dumneavoastră copii, nepoți și toți oamenii pe care vi-i doriți aproape, și să ne întâlnim sănătoși cât mai mulți ani de aici înainte. Doamnelor, domnișoanelor și domnilor, distinși invitați! În fiecare an, cu această ocazie, trăiesc un sentiment de emoție și un sentiment de mândrie. Un sentiment de emoție privindu-vă pe dumneavoastră, cei care ați reușit să treceți umăr la umăr, unul lângă celălalt, peste un jumătate de secol. Un sentiment de mândrie, pentru că, iată, a devenit un obicei că atunci când Măgurașa îmbracă floarea albă, ca și rochiile noastre de mirese de acum 50 de ani, distinsul edil al orașului să se întâlnească cu dumneavoastră în fiecare an. Este un gest extraordinar ca, în tumultul preocupărilor cotidiene, să găsească timp de a se întâlni cu voi cei de vârsta a treia, de a dovedi că nu ne consideră cetățeni cu termen de garanție depășit. Din contră, iată, în fiecare an se întâlnește cu noi, stă de vorbă cu noi, ne ascultă, ne consultă și, mai mult, experiența noastră a celor care suntem la această vârstă o folosește în scopul colectivității locale. A fost chezășia reușitei dumneavoastră în viață. Se spune că dragostea este o apă și este o boală. Iată, dumneavoastră ați dovedit că singurul remediu, singurul leac este căsătoria. Incontestabil că ați avut probabil și momente mai puțin plăcute. În fiecare căsnicie există și ișuri și coborâșuri. Dar le-ați trecut.
Le-ați trecut pentru că ați avut la bază, zic eu, acel ceva atât de puternic, mai puternic decât cimentul, decât perul beton, dragostea, înțelegerea, încrederea unul celălalt. Astfel ați reușit să vă construiți cuib la poalele mădurii, astfel ați crescut copiii, i-ați dat societății, i-ați dat colectivității și de oameni. Faptul că sunteți astăzi... Eu se rog pe domnul viceprimar Berec să transmită un mesaj și celor care ascultă limba maternă, limba maghiară. Da, dar înainte de aia dați-vă voie să fericim pe toată lumea, în spiritul toleranței de care s-au întâlnit aici. De bucură faptul că anul ăsta sunteți mai mulți ca și anul trecut, dacă nu greșesc cu patru perechi, deci înseamnă că orașul Șimleu este un oraș în care se poate trăi și se poate trăi chiar mult timp și sperăm doar să se poate trăi. Lasă-mi voie să mă adresez atunci în limba maternă, deci se acordă diploma de recunoștință familiei Mateiu, Mircea și Aurica pentru marele și respectabilul merit de a fi trăit, muncit și trecut peste toate greutățile vieții în timp de 50 de ani. Comunitatea șimleană vă cinstește și onorează efortul, vă respectă și vă nobilează cu titlul de cetățeni de bază ai Urbei. O să vă rugăm să și semnați, pentru că este și un plic cu bani, să semnați fiecare după ce îl primiți sermana. Sigur, și la doamne le dăm diploma și cu... Da. Și cu plicul. Placheta este la da, sunt două familii care, până la urmă, cred că numărul acesta este... Da, mulțumesc. Este câte o sticlă de șampanie și pentru fiecare câte o plachetă cu 50 de ani de căsătorie. Da. Cu mult drag și toate cele bune, sărbători fericite.
alături de noi. Vă mulțumesc în numele celor care sunt astăzi sărbătoriți, celor 21 de cupluri. Să aveți parte și dumneavoastră de sărbători fericite și toate cele bune. Să ne întâlnim la spectacolele pe care le organizați într-o formație cât mai mare. Ne pare rău că scena noastră este cam micuță pentru a vă putea exprima ca lumea, dar noi ne bucurăm că ați fost alături de noi și ne-ați prezentat acest spectacol minunat cu finalul și mai frumos. Mulțumim!